Salutare, Cristine. Vasile, te salut. Bine te-am găsit. Bine ai venit pe la Sighetul Malmasiei. Așa, Vasile, noi ne cunoaștem de ceva timp. Când am prins eu ultima imagine aici la tine în grădină? Acum câți ani? Acum un an? La mine acum 3 ani a prins ultima imagine. Acum 3 ani, așa-i? Cea mai prins imagine când a fost la expoziție, dar așa nu. Da, eu mă refer la tine acasă. Nu, acum 3 ani. Bun, așa. Acum 2 ani când a fost la nuntă. Hop, bravo, bravo. Vasile, îmi aduc aminte, ai avut doi armăsari blonzi. Pe unul l-ai dat, așa-i? Da, unul e plecat la Moldova, așa? La un băiat, la unul Ștefan Fric. Lucrează cu calul la pădure și unul, din păcate, o decedat. Am înțeles. Am schimbat un pic unghiul ca să te văd mai bine. Da. Parcă ne scoate mai supli, știi, dacă ne întoarcem un pic, știi? Așa, Vasile, după cum ai zis adineori, cel de-al doilea blond pe care tu l-ai păstrat pentru tine ți-a murit, a avut un mic accident între cai, s-au lovit cai și... Între cai s-au lovit, din joacă, din nicio și... probleme mai mare s-au lovit, l-au lovit în testicul și a făcut o hernie inghinală foarte urâtă. Am înțeles, ai vrut să-l salvezi? Am insistat, a venit domnul doctor, i-a făcut ecograf. Și a văzut care e problema, a zis hai să încercăm să-l castrăm, să vedem cât de o să scăpăm cu el, că șanse de ajuns la Cluj erau minime pentru el, nu rezista pe mașină așa de lungă. Am înțeles. Și l-am castrat aici tot, dar când a ajuns la castrare și i-a scos testiculul, a avut și un intestin spart. Am înțeles, perforat. Da, și nu mai fost șanse de scăpat. N-au mai rezistat decât vreo câteva ori după castrare și s-a dus. Am înțeles. Oricum tu te-ai străduit ca să-l salvezi. Da, a fost prietenul tău. Cel mai mult oricum n-am vrut să-l vând pentru sacrificare sau altceva. Deci calul normal nu mi-a fost de vânzare mie niciodată. Deci a fost un prieten bun al tău, așa-i? A fost un prieten care o să-mi rămână mult, mult timp de acum înainte în cap, în mintea mea, pentru că aproape 4 ani de zile o stat la mine. Așa, cu care tu te-ai gospodărit? Da, m-am folosit de el și a fost un cal și cu minte și ascultător. Să puteau juca copiii cu el, plimbam copiii pe stradă cu el și... Nu a fost, deci a fost un armăsar care noi merita să trăiască, nu să noi l-am văzut ultima dată când am fost la târg la Bixad, așa-i? Da. Am făcut atunci un film. Deci și... două expoziții m-am apucat să fiu cu el și una a fost de frumusețe la Mireșu Mare anul trecut. Am înțeles. Și două anul ăsta la... Cum l-o chema pe armăsar? Cum? Ce nume ai pus? Boitar. Așa, am uitat. Da. Eu știe multe lume și l-a văzut multe lume calul și... Murgul era perechea lui, așa? Murgul, da, a fost perechea lui... Două luni de zile o stat numai lângă ei pereche și a fost foarte bine, s-a înțeles. Nu s-a bătut, nu s-a împroșcat, nu s-a... În graj nu am avut nimic între ei, stănogă sau ceva și... Nu se băteau încă... Ce făcea unul după altul, ca iapă, mânzul după iapă. Mhm. Ăsta e un mânz de 3 ani. Da, pe nume? Nicu. Un mânz foarte cu minte, acum umblă el singur la căruță, îl merge foarte bine și ascultător, cal de... Un cal românesc, zic. Mm-hmm. Dar cu un temperament foarte bun și cu minte cal, nu am probleme cu el. Acum tu dacă l-ai pe el, tu inițial te gospodăreai cu caii, cu amândoi, te duceai la pădure, îți mai aduceai un lemn, așa? Lucram lucru... Cum să zic, lucruri căse cu ei și... da. Vezi că mai merg un coace încolo, mai la unul, mai la altul, servești și duci și aduci. Mai montam cu șocolată, eu am montat cu ăsta, încă n-am și montat. E mânt strână și nu i-am dat drumul. El nu a fost dat la munte deloc. De la anul dai, așa-i? Pe la anul posibil, da. Dacă îl ține Dumnezeu sănătos și bine... Ce te-ai gândit? Să-ți cumpere un altul, să-l pui perechea? Păi eu o să-mi iau, mai încolo o să-mi iau altul, după ce vin de unde am zis că merg. Puteam să-mi iau și acum, dar să-l țin pe graj pentru ce? Nu are rost să-l țin. Când o să fie? Mâncare... Când o să fie momentul, așa-i? Când... Prin iarnă, prin primăvară o să mai iau. Super.
Pentru că mâncare este, i-am făcut băia de acolo din șopronul ăsta mei tot. Ăsta-i tăia aia? Da. Ce frumos șopronul ăla. La noi la Cluj nu se poartă așa. Cum? Șopronile. Nu se poartă așa. Eu i-am băgat acolo, am băgat 220 de valori, să nu-i ploaie afară. No, nu-mi place să stea mâncarea, să stea afară în vânt, sub folie, că folia nu-i bună. Folia transpiră și mucegăiește și așa mai departe. Acolo stau foarte bine. Și le place la cai așa, când scoți de acolo câte un balon? E o mâncare de aici, e mâncare toată. Cea mai bună mâncare, așa-i? Sigur. Nu le dau, nu le dau altceva decât fân de grădină, o tavă câte un pic dacă am. Mm-hmm. Dar nostru a fost cam slabă cu o tavă la noi aici, că e... Ce? N-am ce să... Ce să-ți dau? Ce să... A. Poți să-l mai duci un pic pe aici. Hai. Să vedem ce zice. Hai să vedem cai, hai. Hai să vedem cai. Ăsta e un mânzut de sub armăsarul ce e la Moldova, de sub Rudi. Aia de sub celălalt blond ce l-ai avut tu? Da, un mânzut de 3 luni. Am înțeles. E pe leacuiz? Mamă să ia pe ciocolatie blonda. Aia, dar e pe leacuiz sunt. Zic că e pe leacuiz. Cum? Alu domnul Victor. Aha. Alu ceva vecin de-a tău. Acum e gestantă cu armăsarul ce mi-a murit. Aha. Ecografiată tot. Și asta la altă murdă este o mânzuță de un an și două luni. Așa. Vasile, fii atent. Toată treaba foarte faină aici cu armăsarul tău. Ne-am hotărât mai mulți băieți să facem un gest pentru tine. Și am zis că pentru treaba asta am invitat la tine și vreau ca să-ți înmânez ceva. Acum nu e o sumă mare, dar știi cum e. Măcar suntem aproape de tine. Da, corect. Știi cum zic? Cum zic? Uite aici. Ni, uite-te cum i-am făcut. Tu vezi, am băgat în elasticul cu care îmi leg eu părul. Pe cap, așa. Mulțumesc, Istinel, și mulțumesc la toți. Fii atent, vreau să zic așa. Stai așa să vedem, mă vede telefonul. Așa. Bun. Aici e o listă. Aici e o listă. Au pus, s-au strâns 32.500. Și pun pe listă și o să vezi tu pe film. Pe listă s-a pus tu să tragi o geană. Noi le mulțumim la toți băieții care, da, le mulțumesc. Care au fost alături de tine. Și cum spuneam și înainte,
noi avem un grup în care suntem ăsta crescătorilor de cai. Crescătorilor de cai, de care cai... ajută fiecare în parte. E cum era mai, nu știu cum să zic, era mai, acum vreo câțiva ani, eram mai copil. Și mureau cai la prieteni din ăștia de-a noștri. Și toți căieri, toți ăștia care avem cai și așa, meream, cai se dădeau aici la noi la o păstrăvărie, la Săpânța. Se duceau și ocolul silvic de la noi sau unde erau, aparțineau ei, le dădea lemne. Și noi ăștia lați cu cai, mergeam toți, făceam câte un drum de pădure sau cu ce puteam, îl serveam pe om ca să poată să meargă să-și cumpere cai mai departe. Așa, pentru că, ca să nu rămână omul descoperit. Să nu, nu știu cum să zic, să nu rămână omul, îți dai seama că cu aia aș câștiga, cu ăla aș câștiga bani. Bine, acum avea să copii? Câștiga altfel bani, dar... Și acum se câștigă foarte greu și bani. Și acum se câștigă altfel bani și greu. Greu să câștigă bani în ziua de astăzi. Dar, nu știu, să ajutau oamenii între ei, nu ca că zice că românii nu se ajută. Românii se ajută mult mai mult ca oricine, ca orice nație de om. Așa. Și orice, indiferent, ca românii cum se ajută, nu se ajută nimeni. Poate să fie oricine, românii se ajută. Așa. Da. Uite, așa cum am putut să vedem chestia asta, vreau să zic că încă la noi la munte se mai ține chestia asta cu dacă, de exemplu, la un om îi moare văcuța sau îi moare calul sau îi se aprinde casa. Da, În caz de o problemă dintre asta, toată comunitatea îl sprijină, îl ajută și... Să zic, nu se așteaptă nimeni la o chestie din asta, băi, că o să pățesc eu atunci, da. Așa. În cazul poate, azi poate să fie pe mine, mâine poate să fie pe mine, mâine poate să fie pe tine sau pe altul sau pe altul. Așa. Pe altul că... Și atunci noi trebuie să fim înțelegători și să ne sprijinim, dar după cum am pus și atunci anunțul, i-am rugat foarte frumos, dar pe degeaba e rociți de asta, ca să abțină. Să de la... Da. Eu, cu toate că, nu știu, nu cred că am deranjat pe nimeni sau am fost... Dar nu avea nicio legătură, nu are nicio legătură. Putea să fie altcineva și la fel făceau. Putea să fie altcineva. Ăștia sunt oamenii care nu au nimica pe lângă ograda lor sau nu țin nimica, nu știe ce înseamnă un lucru din ăsta. Pune calul la soare un pic. Pune calul la soare. Și? Și nu știu ei chestia asta, că ce înseamnă un ajutor, un ajutor, că faci o faptă bună. Da. Vezi că dai la un sărac pe stradă, îi dai ăsta și te simți bucuros că l-ai ajutat. Da. Dar nu, eu am făcut cât posibil, mai ales pentru un animal, ca să-l scap, să nu, nu știu, nu, n-am vrut, pur și simplu, n-am vrut, mă zic, și să-l castrez, dar să stea aici. Relaxat la tine, așa-i? Viața lui și să-și o petreacă la mine. Cum? Acum te întreb că eu vreau să zic așa, am un prieten și a murit un cal. Și mi-a zis, bă, omule, 3 zile am avut un nod în gât. Tu ce senzație ai? Băi, Cristinel, n-am avut, nu știu cum să zic. Deci eu am rămas așa șocat pe el, pentru că 2 zile și 2 nopți eu n-am dormit de locul. N-ai putut dormi după ce ți-a murit calul? Eu aici am stat cu el afară. Deci eu aici am petrecut și ziua și noapte cu el afară. Am înțeles. Eu am fost alături de el până în ora când a murit. Am înțeles. La 3:40 dimineața s-a pus jos, deci i-am dat la 3:30, i-am dat o jumătate de găleată de apă bună, după ce l-am castrat. Și? Și i-am dat o jumătate de găleată de apă, băut o jumătate de găleată, a venit la mine și a venit calul fix la mine așa, anii, cum ăsta, nu, ăsta, e atentă. Și a băgat capul aici așa sub soară la mine. Și-a stat aproape un minut cu capul sub soară la mine, l-am netezat așa. Aha. Și s-a dat 2 metri în spate, s-a uitat în stânga dreapta, s-a dat 2 metri în spate, s-a pus jos și s-a bumpus. Și a murit atunci pe loc? Pe loc. Atunci. Deci a fost un cal foarte rezistent. Aha. Și când l-am castrat. Ca și cum și-ar fi luat rămas bun de la tine. Da. Așa-i? Da, pentru că a fost foarte atașat. Eu dacă era, uite, vezi grădina asta cât e de mare. Aha. Îi dădeam drumul și eram acolo în capăt, strigam, hai la mine, vine la mine. Și armăsar de montă și care stătea cu alți cai în pășunii, nu era el obraznic să facă prostii sau din astea. Eu puteam să-l duc pe ăla cal la iepe fără zăbală în gură, fără nimic. Și toți armăsarii care au fost la mine, care am ținut eu și m-am ocupat eu de ei, am știut să-i, nu știu,
Te-ai conectat cu ei. I-am știut să-i învăț, să fie cu mine, să nu fie obraz nici la iepe, să însă alții care îi duce numai doi la iepe cu și se ridică în două picioare cu ei. Eu nu am văzut încă la cal care pe mine să mă dobor. Da, bă, eu dacă ai să le iau frumosul. Ce ai învățat, aia faci, știi? Da. Și dacă lucrezi cu seriozitate, treaba e foarte bună. Sigur. Și ăsta săracul lucra la pădure, mânzu, când l-am adus eu a fost... Slab? Slab, slab. Și munci. Munci de trebuie, dar acum se pune, se pune pe picioare bine, la mine. Așa, hop, atât. Are pășune, are mâncare bună. Atât. Vasile. Îți mulțumesc tare, tare frumos că ai fost. Mulțumesc, Cristinel, și în primul rând vreau să le mulțumesc la toți crescătorii de animale și indiferent de orice animal, pentru că fiecare are un joc și are o plăcere. Că ține o pisică, că ține un câine sau orice animal. Să le dai Dumnezeu putere de muncă și înțelepciune și grijă de animale. Da. Îți mulțumesc, Vasile, îți mulțumesc foarte, foarte frumos. Și eu îți mulțumesc. Și ne vedem și ne auzim. Bun. Când ești pe la Cluj, dă un signal. Da. Ha ha ha!